Și suntem. Unde suntem? În direct. În direct și în reluare, dacă vă uitați la noi, tot noi suntem aceiași. Patriția lucrează la 3 tigăi, stimați telespectatori, pusă pe treabă în această dimineață. Are foarte multe ouă, nu știu ce face cu atâtea ouă. Nu mă întrebați, că și omletă, dacă să faci tot da, prea multe ouă. Pentru tot platou. Domnul George, aveți ceva pentru mine în scurt? Așa? Am o știre de interes național. Aoleu. Jador se întoarce pe băncile școlii. Bravo! E de interes național? E. Manelistul își va susține și disertația anul următor. Asta Jador așa și s-a gândit. El n-a apucat să mai dea disertația, că s-a luat cu celebritatea, cu faima, cu munca. Și acum a zis, trebuie să mă întorc, să învăț iar. Vreau să mă întorc la școală, să iau disertația. E important. Și după aia zi, mă gândesc dacă să mă duc să fac și doctoratul. Dar parcă e prea mult pentru mine. Asta zice... articolul. Iată că se poate, chiar dacă te mai iei în viață cu alte lucruri, e important să te întorci la școală, să-ți obții diplomele, să le ai acolo, că nu se știe niciodată. Nu da, se știe niciodată. Îl salași cu viața și cu filarmonica. Și cu, și cu filarmonica și cu oricine, e important să ai o diplomă, să te duci la filarmonică. Ia uite, am doctorat. Da, așa, dacă n-a avut doctorat, n-a putut să cânte acolo, îți dai seama. Cu doctoratul ar fi lăsat să cânte manele sau nu știu ce cântă Jador, că eu nu prea ascult așa toate piesele lui. Muzica ba, da. De simțit bine, de petrecere. De petrecere. Da. Adevărat! Jale, jale. Muzică de jale, jale. Apropo, vine cu pola de foc domnul George în weekendul ăsta. Ești pregătit? Acum mamă, să da, a venit de ieri și că s-a luat așa din vestul țării. Înțeles? Pac, ne ia până în văluire și ce, să ne-o dă în moalele capului. Mamă. Da, pac, la București, dacă nu ești atent, că ai ieșit din cap, ai transpirat în casă. Așa, poc, poc, flash. De asta am rugat-o pe Viviana să ne spună și nouă cum stă cu vremea. Nouă ca nouă, dar să vă spună dumneavoastră că 9 de 10 minute numai despre asta ne vorbește. Bursucule, 40 de grade! Și am zis, și ce vrei, dragă, e vară. Și a, bursucule, o să ne topim! Și am întrebat-o, amândoi. Viviana. Dragii mei, într-adevăr, astăzi, mâine și poi mâine, cod galben în aproape toată țara, val de căldură care se extinde și se intensifică. Avem și indice temperatură umezeală ce depășește pragul critic de 80 de unități. Asta înseamnă disconfort termic accentuat. Astăzi și mâine avem și cod portocaliu, mai ales în vestul teritoriului și în regiunile din sudul țării. Acolo temperaturile vor ajunge și până la 38-40 de grade Celsius. În acest moment, cerul este variabil, mai mult senin, vântul suflă slab până la moderat, iar temperaturile pornesc de la 6 grade în Miercurea Ciuc și ating 21 de grade, 20 de grade în Constanța, în Tulcea, în Craiova, 20 de grade și în capitală, 16 în Iași, 11 în Brașov, în timp ce în Arad se înregistrează în acest moment 15 grade Celsius. Astăzi vremea va fi deosebit de caldă, caniculară chiar în jumătatea de sud-vest a teritoriului, așa cum vă ziceam și mai devreme, indicele temperaturii temperatura umezeală depășește 80 de unități, asta înseamnă că vom resimți temperaturi și mai ridicate. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, nu e rost de precipitații, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în estul teritoriului. Temperaturile de astăzi pornesc de la 30 de grade Celsius în Dobrogea, în Constanța, acolo va fi ceva mai bine din punct de vedere termic, însă în rest temperaturi de până la 38-39 de grade în vestul teritoriului, foarte cald, 35 de grade în Pitești și în Sibiu, 36 de grade sunt așteptate în Bacău, 33 de grade în estul Transilvaniei, în timp ce în capitală astăzi deosebit de cald, caniculă, 36 de grade anunță meteorologii și, evident, soare din plin. Acestea au fost informațiile despre vreme.